La ședința extraordinară a Consiliului Județean din 14 martie, președintele Ionel Arsene a ținut să se laude cu proiectele grandioase pentru județul Neamț, mulțumind aparatului de specialitate care l-a sprijinit zi și noapte. Așadar, suntem pe drumul bun și eu cred că pe lângă fondurile județene pe care o să le atragem, aceste fonduri guvernamentale, într-o valoare foarte mare, va reuși să rezolve în mare parte problemele de infrastructură pe care le are județul Neamț. Dacă dumneavoastră vreți să ne mai puteți, vă rog. Timid, liberalul Lucian Pelepcu a încercat să readucă în discuție modul discreționar în care s-au împărțit fondurile din TVA la penultima ședință a Consiliului Județean, unde primăriile cu primar PNL au primit sume derizorii, din păcate însă, fără prea mult spor, în fața președintelui Arsene. Domnule președinte, aș vrea să salut, în primul față, interesul și implicarea pe care dați dovadă vis-a-vis de aceste două domenii extrem de importante pentru județul nostru, și anume infrastructura rutieră și sănătatea. Aș vrea să vă asigur de faptul că grupul consilierilor județeni, mai Partidul Național Liberal, vă sunt și vă vor fi întotdeauna parteneri în asemenea agenda de proiecte. Totodată, însă, aș vrea să fac și o informare, dacă îmi permiteți, și aș vrea să vă spun că, în virtutea calității pe care am de consilier județean, încerc în permanență să mă aflu într-o strânsă legătură cu comunitatea locală, cu primăriile, mai exact, din zona Romanului, ca să fiu mai precis, zona din care și provin. Aș vrea să vă transmit un mesaj din partea majorității primară din această zonă, care a fost văduvită, să spun eu, în urma ultimei distribuiri pe care ați făcut-o dumneavoastră, provenind de acele subvenții din sume de TVA și impozit. Și mesajul domnilor lor ar fi că, să vă transmit, alegerile s-au încheiat, campania electorală va sfârși. Și dânsii, cât și noi venim cu rugămintea ca la construcția bugetului pentru anul 2017, să încercați să dați dovadă de echilibru, de echidistanță în creionarea acestui buget și să țineți cont și din nevoile și proiectele pe care le au și acele comunități care așa ar fost să fie, să aibă în fruntea lor conducere de altă culoare decât ați spus dumneavoastră. Sper că ați înțeles mesajul. Am convingerea că așa veți și face în construcția bugetului și, încă o dată, repet, vă vom fi întotdeauna parteneri în acele proiecte cu adevărat de interes pentru județul Neamț. Vă mulțumesc. Versat în ale politicii, Ionel Arsene, ca președinte jucătorii, a retezat-o scurt. Am avut speranța că astăzi Partidul Național Liberal se va la ceea ce facem noi aici, administrație, și să lăsăm partea politică deoparte. Dacă o să vă uitați la distribuția sumelor de care spuneți, o să vedeți multe primării liberale cu sume mari de bani. Banii s-au alocat, așa cum am spus și data trecută, așa cum prevede legea statului român, și acolo unde a fost nevoie de acești bani. S-a făcut o prioritizare în funcție de proiectele de finanțare, de arierate, de solicitările pe care le-am avut de la primari. Sigur, suntem oameni politici. Avem momente când jucăm politic. Foarte corect. Eu sunt, cred eu, un om politic jucător. Și vă respectăm. Dar astăzi aș fi vrut să nu implicăm deloc politicul, pentru că ați luat parte și sunteți parte la ceea ce facem aici, la un proiect grandios pentru județul meu. Nu s-a mai făcut în 27 de ani ce am făcut noi astăzi aici. Aș fi vrut să nu amestecați politicul. Dar pe care l-am votat în majoritate, am și spus că vă s-a văzut. Am înțeles. Când la începutul ședinței, dumneavoastră ați făcut o afirmație că este o zi istorică. Într-adevăr, putem să o numim zi istorică. Dar noi, Partidul Național Liberal, prin consilierii județeni, ne-am dorit ca această zi să fie uitată, să facem alte proiecte mult mai mari și mult mai grandioase. Și totodată, Partidul Național Liberal... Mă aștept, așa cum am mai spus de foarte multe ori aici, aștept să văd și o ziua aia când Partidul Național Liberal, prin consilierii județeni, vin și îmi propun un proiect grandios, negrandios, mic sau mare.
Dar vă vreau la rândul de mine. Domnul președinte, vă rog să spuneți dumneavoastră, să nu mai spuneți că lipsește o hârtie. Asta nu. Nu, veniți, eu nu vă spun că lipsește hârtie. Totodată, Partidul Național Liberal de la data senzație. Mulțumim și noi aparatului propriu la Consiliul Județean pentru efortul depus. Și am luat legătura cu colegii noștri care astăzi lipsesc din diferite motive. Doi nu sunt în țară, trei nu sunt în localitate. Și au fost în asentimentul nostru de a vota în fel. Ați văzut și dumneavoastră că suntem de acord cu acest lucru. Sigur, și vă mulțumesc. Și noi vă mulțumesc. Socialdemocratul Gabriel Pavel a încercat să intervină și el în discuție, gratulându-și șeful cu vorbe prin care amintea de recunoștința locuitorilor județului Neamț pentru proiectele și zbaterile politice și administrative ale șefului său politic. Recunoștința locuitorilor județului Neamț, care vă consider unul din cei mai gospodari și mai bine intenționați. S-a în ultimii ani. Da. Profit de faptul că și domnul director al Spitalului Județean este aici și vreau să vă aduc la cunoștință că populația județului ar vrea ca toate spitalele județului nostru să fie foarte bine puse la punct din punct din timp de vedere al aparaturii medicale. Adică cetățeanul când vine, locuitorul orașului, să se simtă în siguranță și cu încredere să se poată da diagnosticul potrivit să-l poată consultare, deși doctorii să nu se poată plânge că nu au aparatură. În felul ăsta, și așa, o lume este destul de săracă în județul nostru, nu a avut cazul să mai umble vară de mură, pe pala Iași, pe la... Să se poată întâmpla invers acest exos. Vină din alte județe la noi să se consulte și să plece sănătoși. Președintele Consiliului Județean Ionel Arsene a adus la cunoștința consilierilor județeni și faptul că a făcut demersuri la Agenția Națională de Locuințe pentru construcția unei scări de bloc cu apartamente destinate medicilor, care ar urma să lucreze unde? În Spitalul Județean Neamț, ca și cum numai acolo s-ar trata nemțenii.